Sâviu, aranjați flori de măr, masa Sâviu, încărcați flori de măr. Noi umblăm acolinda pe la casa altuia, noi umblăm acolinda pe la casa altuia. Să trăiți, să-mi tineriți, flori de măr, în mulți ani să-mi bătrâniți, flori de măr. Să trăiți, să-mi tineriți, flori de măr, în mulți ani să-mi bătrâniți, flori de măr. Și la anul om veni, numai dacă ni-ți pofti, și la anul veni, numai dacă mi-ți pofti. Și mai multe vom ura flori de măr, un cucuț dacă mi-ți da flori de măr. Și mai multe vom ura flori de măr, un cucuț dacă mi-ți da flori de măr. Și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă. Să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Întâlnirea jocurilor de la Săliște este fără îndoială cea mai însemnată manifestare folclorică din timpul sărbătorilor de iarnă. Obiceiul acesta este parte din inima poporului nostru. Ca și poporul, el nu poate fi decât viu, realizare efectivă, iar rolul societăților de feciori este acela de ax de polarizare a complexei realități ce o constituie sărbătorile de iarnă. Asupra obiceiului s-a scris, din păcate, o literatură încă restrânsă. Totuși, există câteva descrieri meritorii eșalonate pe parcursul anilor, care s-au scurs de la finele veacului XIX-lea și de la începutul celui actual. Prima descriere sumare, e drept, a modului de formare a întovărășirilor sau arcetelor de juni datează din 1887, deci de 101 ani în urmă și aparține lui Septimiu Albin. O a doua apare în 1890 sub formă de articol în publicația Convorbiri Literare. Este datorată apreciatului folclorist și etnograf George Pitiș, un foarte bun cunoscător al folclorului din mărginimea Sibiu. Articolul cuprinde o descriere completă a organizațiilor de feciori din Săliște, Galeș, Vale, Sibiel, Tilișca și Rod. El se încheie cu descrierea întâlnirii jocurilor din târg, piața junilor de astăzi, cum am botezat-o noi în urmă cu 10 ani, atunci la acea memorabilă întâlnire a fiilor Săliștei, din anul 1978, 5 și 6 august. Desigur, documentele scrise datează doar de la 1887, cum am arătat, dar bunicii noștri își aduc aminte că și tații lor urmau aceleași obiceiuri de iarnă. Cu alte cuvinte, vreau să spun prin aceasta că documentele scrise datează doar de 101 ani, însă obiceiul există fără îndoială cu mult timp înainte. Întâlnirea jocurilor este manifestarea aceasta foarte importantă, unde se petrece o adevărată paradă a portului și obiceiurilor locale din satele mărginimii Sibiului, în primul rând, la care s-au adăugat în timpul din urmă și alte localități din afara acestei zone etnofolclorice. Desigur, imaginile fotografice, imaginile de film, mă gândesc la cele pe care le vom urmări în continuare, vor vorbi prin ele însele mai mult decât o pot face o scurtă introducere la un asemenea reportaj. Hai, 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 hai
avem să vină Sfântul Georgiană, că au venit și fetele aici. Generale, avem generale de la Cluj. La Orlava, mă la Yeah.
Thank you.
Borjuni, dragi oaspeți, inimile tinere din mărginimea Sibiului și-au trimis și în acest an soli aici, în piața junilor din Săliște, gazda dintotdeauna a întâlnirii jocurilor. V-am dat din nou întâlnire pentru ca, într-o paradă a corpului popular, să ne încingem din nou în hora năzuințelor noastre de mai bine și mai trainic în hațeganele, învârtitele și jenele străbune. Privindu-le, veți putea vedea că jocurile noastre urmează linia dealurilor și munților ce ne înconjoară. Poate că ele nu au răsunetul unora de pe alte meleaguri românești. Bine cunoscută târzenia mărginenilor, unitatea lor de cuget și folclor, ne îndeamnă însă să ne păzim neîntinate și portul și idealurile. A le înlocui cu altele este tot una cu a ne lepăda de noi înșine. Suntem urmașii lui Burebista, Decebal și Traian, suntem flăcăi și fete urmașilor lui Mircea, Mihai și Avram Iancu, copiii celor ce au fost dintotdeauna aici, neam de plugari și de oieri, din veacuri înfruntând furtuna, noi n-am venit de nicăieri, stăpân pe ieri, pe azi, pe mâine, pe veacurile de tăceri, stăpân pe zările străbune, aici am fost și vom rămâne, că n-am venit de nicăieri. Tinerii din întreaga mărginime a Sibiului au hotărât ca în acest an să așeze serbarea tradițională a junilor sub planul aniversară a 70 de ani de la proclamarea Republicii, a 70 de ani, mă scuzați, de la unirea cea mare a națiunii române de la Alba Iulia și sub roșu revoluționar al plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român. În numele cetei junilor din Săliște, vă urez tuturor un an nou cu sănătate, putere de muncă și fericire. La mulți ani! Și cultura românească, imaginimea Sibiului, a păstrat peste veacuri.
întâlnirea cetelor și unilor de la Săriște, urmașii daci de romani și mișcani au dovedit o nerumată existență a poporului nostru. Am venit să fim aproape de toți cei care astăzi, ca și străbunii noștri odinioară, au rămas să ducă mai departe datinile și obiceiul nostru strămoșesc, să-l îmbogățească, să-l nobilizeze spre fericirea și binele întregii națiuni. Mulțumim cetei și unilor de la Săriște pentru primirea făcută, mulțumim organelor de partid și de stat care le-au sprijinit și în continuitatea tradiției vă spunem tuturor la mulți ani, multă sănătate și fericire, noi și importante realizări în munca ce-o desfășurat. La mulți ani! Dragi unii din comuna Săriște, stimați oaspeți, și noi și unii din comuna Mercurea Sibiului, am dorit să participăm la această manifestare de amploare întâlnirea jocurilor unde să ne prezentăm portul și datinile noastre din Trăbun. Să poftească judele din satul Alămor, comuna Loan. Un port în care slujește gustul pentru formele și modelele elegante. Să poftească judele din satul Rod, populații lui. Din nou la întâlnirea junilor din mărginimea Sibiului, unde și noi, tinerii din satul Rod, am ținut să fim prezenți și în acest an, noul an, mai voioși, mai delectați, pentru a putea avea mult mai multe realizări ca în anul ce a trecut. Vreau să mulțumesc organelor locale, conducerii, pentru frumoasa lor primire pe care ne fac iată an de an. Și noi avem datoria ca azi an să ne prezentăm și să spunem prezent la această frumoasă sărbătoare a tinerei. Iar dumneavoastră, tuturor celor prezenți aici, vreau să vă doresc ca noul an să vă aducă tot ceea ce vă doriți. Multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Fericire și să ne întâlnim din nou în această frumoasă piață a junilor din Săriște, la anul și la mulți ani. Să poftească judele din satul Vale. Să poftească judele din satul Vale.
iubiți, oaspeți și mărginenți. Iată că am sosit din nou în momentul ca în această sfântă zi de sărbătoare a mărginenilor neamului românesc, cu dublă semnificație, atât prin faptul de a menține cel mai frumos și pur obicei al mărginii vechea cetate a portului popular, San Silvan, să poftească judele din satul Sibiel. La mulți ani cu sănătate, bucurie și pur la toate, din Sibiel venim, pace bună vă dorim. Să petreceți sărbători fericite sub trei culori. Nu vreau să vă mai stresim, ofer flosca mea cu vin. Tuturor și voie bună, să fie să vă petreceți împreună. Anul nou cu sănătate să vă aducă numai bine și porniți din nou solemn pentru al nostru tricolor. Să vă mulțumim. Să vă mulțumim. Pentru juni din Săliști. Stimați invitați, dragi ungajumeze, iată-ne așadar din nou împreună, aici în frumoasa piața junilor din Săliște, punctul unde toți junii și junesele din mărginimea Sibiului ne întâlnim an de an pentru a ne etala maestria jocului popular, frumusețea portului, pentru a cunoaște și pentru a ne face noi prietenii. Trebuie să păstrăm din inimă mereu fie amintirea străbunilor care ne-au transmis obiceiurile populare și pe care noi toți junii și junesele avem datoria la rândul nostru de a le păstra și transmite generațiilor viitoare. Pe această cale dați-mi voie să mulțumesc gazdelor pentru frumoasa invitație de a participa la întâlnirea junilor, precum și organelor de partid și de stat pentru minunatele condiții create în desfășurarea activităților culturale. Să poftească judele din statul mag împreună cu țapul său, care trecutează capul. Stimați juni și junese, stimați invitați, noi junii din satul Max participăm ca în fiecare an la tradițională întâlnire a junilor ce se desfășoară în pitorescul peisaj și vernal al mărginii. Acum vă rog toată lumea să dea ascultare pionierilor care au venit să ne facă făgușorul. Yeah.
simbol al legăturii dintre generații. Vlăsca aceasta simbolică vă face datori să nu uitați niciodată neamul din care v-ați născut și să-i continuați aceste frumoase datini, pentru că un popor se cunoaște după obiceiuri, limbă și tradiție. Fiți demni, fiți buni și harnici, înțelepți și hotărâți. Fiți voi înși vă întotdeauna ca și poporul din care v-ați născut.
Fala se faz, você. Bella noi,